Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem pe My Summer Car cu Emi. Să trăiți. O să începem o nouă salvare de data asta. Care ești Meca Nicu? Primul episod o să fie și la mine și la Rareș pe canal, iar următoarele o să fie un episod de la Rareș, un episod de la mine și tot așa. Am început jocul, avem 3000 de bănuți, după cum vedeți, în stânga sus. Avem thirst, hunger, stres, urină, fatigue, dirtiness și niște bani. Și pentru cei care nu știu care este treaba cu acest joculeț și care văd pentru prima dată, e bine, avem aici o notiță și ne spune că să nu fim lazy. Ce înseamnă lazy? Leneși. Să nu fim lazy, să reparăm mașina veche a tatălui, unchiul ne va da dubița, să nu bem alcool. Da, da. Și părinții noștri se vor întoarce când se vor simți plictisiți. Ce mai zis? Că mai zice ceva. Yours, mom and dad. Da. Și s-au și semnat părinții. Avem aici un contor. Prima și prima oprim curentul în casă. Cu ce moduri avem voie? Că am toate modurile aici la grămadă. Avem voie cu orice mod. Deci ne teleportăm? Bun. Da. De, cred că ne putem teleporta. Eu așa zice că să ne putem teleporta. Că și așa o să dureze foarte mult și o să fie plictisitor. Deci, oameni buni, aici avem următor. Asta este o mașinuță, este o Satsuma. În realitate un Nissan Sheri. Sau un Datsun 100... 100... Dacă nu mă știu, cu motor de da, 1 litru de aspirator. Aici avem bancheta. Aici avem o mobră de 50, dacă nu mă știu, un butoi. Putem să facem focul. Rare și am făcut focul, mâncați așa. Gata. Bun. Aici ne putem încălzi la foc. Stai să mă duc să pornesc zi. Să mă duc să pornesc ăsta. Bă, de fapt nu, lăsăm curentul că avem frigiderul. Stai bă, hai să stai un pic să lămurim niște trebuie. Deci atenție, aveam aici un frigider și am niște păpică și dacă lăsăm fără curent, să trecă păpica și nu e bine. Bun. Am ce mă speria când am văzut că e să... Stai mă, să duc să fac un pic de căldură în garaj. Duc foc în garaj, ești prost? Duci foc în garaj? Da. Ce bun. Ai, mă? Așa, aici avem... garajul cu toate piesele posibile care pot să intre într-o mașină. Și aici avem toate piesele componente care vor intra în motor și cu ajutorul căruia vom construi motorul. Avem de asemenea un lucru de care ne veți trebui zilele, cheia cu scule, aceasta este. Iar dacă apăsăm pe 2, o să observăm aici în partea dreaptă sus o cheie și un ciocan. Și o să putem selecta și să luăm în mână chei. Și avem chei de la 15 până la 6, până la 5. Avem un liniar, o cheie de bujie și o șurubelniță. Și cu acestea noi va trebui să construim motorul. Bun. După ce construim toată mașina, trebuie să mergem să-i facem inspecția și trebuie să facem o grămadă de lucruri, să vopsim, să-i facem reglaje. Deci nu e doar construim motorul și plecăm. No. De asemenea, oameni buni, vreau să vă anunț de faptul că avem aici un Logitech G29 cu schimbător și cu pedale. Și am un controller la 70 de lei. Așa. Iar în momentul în care mașina va fi funcțională, o să avem două sau trei perspective de la pedale. Mă rog, rare și o să avem de pe butoane, cred. La mine o să aveți perspectivă jos de la pedale. Și de la schimbător. Mă rog, o să vedeți webcam-ul și pedalele. Și... da, o să fie foarte interesant. De acord cu cine? Și practic noi o să construim mașina în paralel, ca să zic așa. Până acum eu am dezactivat și am activat moduri. Ca să-mi dau seama cât a vorbit ei, până acum nu m-am dezactivat și am activat moduri. De asemenea, avem aici în casă un duș, unde o să ne spălăm, în momentul în care ne împuțim. Vedeți că scade dirtiness-ul. Și tot de la duș putem să venim să bem apă. Și va crește urina. Mă rog, ați înțeles, voi, e ca un fel de survival. N-avem ulei, n-avem lichid de răcire, n-avem benzină și n-avem curea de alternă, care se pune pe alternator, respectiv pompa de apă. Avem nevoie de chestiile astea în momentul în care totul va fi gata. Ca să le obținem, trebuie să mergem la magazin. Și ca să mergem la magazin, avem altă opțiune decât mobra asta. Și trebuie să vedem dacă este cumva bunicul nostru. Iară zic bunicul. Unchiul bunic. Unchiul bunic.
Aveam aici la unchiul bunic un holiday present și aveam random gift money și eu de asta o sticlă de asta șmecheră și eu un logo de asta cu turbo. Bun, câți bani ai primit? 393. Stai, gata, am terminat shock modurile, dar abia acum după 10 minute am terminat shock modurile. Nu știu sigur dacă am terminat modurile. Ducem și noi la unchiul bunic să vedem ce ne spune. Ar fi bine să-l prindem, să-i luăm și noi dubița dubașă. Dacă nu, Emi, cu ce ne ducem? Cu barca sau cu mobra? Bă, cu tractorul m-aș duce. M-aș duce cu mobra. Cum opream bă, Ruxan? Oho, 900 de mărci! Cât? 900 de mărci mi-a dat. Unde, unde, unde e canistra de benzol? Să o iau frumos. Vreau și noi canistra de benzol. Mai frumos la... cu toarba asta. Iauză-l! E acolo și la mine. Acolo nebun. Trebuie să mă pun mai în spate. Mamă, cum virează! Nu, că trebuie să-mi pun volan, boss. Trebuie să-mi pun volan, că nu se poate conduce așa, băieți. Gata, mă, copii, hai. Am căzut. Ai plecat? Am căzut. Ai căzut? Nu ai de viață, mea. Ce mă duc? Viteza lumii, nu știu cât am la oră, dar... mai mare pește se dezintegrează. Nu pe dota. Hai că mă duc. Eu s-o mișnit cu Audi RS4. Mamă, cum face imaginea, bă? Mi se face rău. Nici nu vă ghidonul, că m-am pus prea în față. Și ciudat. Aaaa, bine rău. Mă jur că mi se face rău. Pă bune și mie mi se face rău. Aoleu, aoleu. Bă, de e mai greu să mergi pe una de asta în joc decât în realitate. Sincer. Realitate parcă mă ușor ca pe bicicletă. Am pus un pic de frână, m-am dus. Bă, ce bă cu căcatul ăsta? Bă, mă încurcă cablul ăsta de la GoPro. Bă, nici eu n-am așa frână nepopiază. Frână, încet, frână, frână de motor, încet. Parătură! Au! Ai ajuns la intersecție? La aia de patru drumuri? Da. Ce știu cu același lucru? Ia a doua. Acum fac dreapta. Și acum urmează să fac stânga pe drumul principal, autostradă. Opa. Forjă. Fiți atenți aici cum se schimbă vitezele în 2022. Bă, dar mi s-a făcut rău cât s-a tot balângărit. Am 90 la oră, cred că. Să mă ferească, Dumnezeu. Bă, dar să împinge asta, nu glumă. Bă, am trecut de 70. Cea, bă, că aveam 90 la oră și am intrat pe arătură și am zis că mă fac praf. Nu știu cum făceam așa, hopa. Merge asta, ce să zic. Am uitat să luăm lata de bere! Asta este, băieți! Murim de foame, bă! Bă, de prea sensibil ăsta! Hai, băieți, vă lăsăm cu timelapse! Ce sacă o persoane to. Da. Mamă, când îl las de accelerat și cum s-aude să mă bată tata. Bombă, bă, 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 bă.
Nu pot să cred că am ajuns la, la Teimo. A căzut! Și-am căzut! Ce? Și-am căzut ca prostul. Mamă, ce lasă mai asta pe sus, ești prost? Puși bă, că n-a păsut și pe mine. Poate vine unul acum, mai apăsus. Gata, am scăpat. Rare și primul lucru, ajungem la Teimo, salvăm o primă registrare și... Da. Am făcut rail matching și supra-turat motorul și mi-a fugit spatele și am zis că mă fac praf. Am ajuns. Doamne, miluiește-ne. Cu ce drift. Așa de final. Du-te încolo de rablă. Că mai bine mergeam cu, cu tractorul decât să merg cu tine. Nu virează. Mamă, îmi dau și o cască asta jos, că nu mai suport. Fletarii, ce faci, prietene? Ce fletarii? De care nu te mai... Ăsta, doamne! Teimo! Teimo, prietene, de când nu te mai văzut. Ai nevoie de un alternator belt? Am închis... Rare, ce-o închis, Teimo, bă! Bă, am închis, Teimo. Eu ce fac acum? For oil? Fire extintor nu ne interesează. Băi, mi băgăm pipilică sau coolant? Ce? Băgăm pipilică sau coolant? Pipilică, ești prost? Carbetări, oil filter, spark plugs. Ce mai am pe aici? Beculețe. Se iau și de asta de doi timpi? Eu nu iau de ala, dar doi timp. Lăsăm aici astea frumos. Cam atât și cu acest episod. Ne vom revedea în următorul episod pe canalul lui Emi. Bă, like, share, subscribe, abonați-vă la canal, la mailul Rare și aveți în descriere la... Dacă vedeți scrie postul pe canalul Rare și aveți în descriere canalul meu, dacă vedeți scrie postul la mine pe canal, aveți în descriere canalul Rare și așa că... Pa, pa! Pa, pa!